Capricile iubirii. Între Hatigiu. Eu sunt cu telenovelele turcești. O, telenovele nici atâta. Cu astea turcești, acum, mai noi de câțiva ani. Să sperăm că nu următoarea o să fie. Ce? Telenovela? Da. Dar Roberto era curios să afle de ce Mihai i-a căzut pe gânduri. Dar tu prin stările astea, acum, care le ai tu, mai poți să iubești? Nu. Eu știu ce să zic și nu mai poți să, nu mai poți să te îndrăgostești. Da, nu e vorba de îndrăgosti. Cu îndrăgosti poți să te îndrăgostești. La mine, de fel, m-am îndrăgostit mereu când am simțit eu de prima oară. Când am simțit de prima oară, a fost ceva... A venit și s-a dus. Cum a venit așa s-a dus. A fost foarte disperat, frate, cum... Jur, am... Stăteam de vorbă cu 10 fete pe săptămână, altele. În săptămâna asta aveam altele, săptămâna viitoare altele. Și acum ți-ai dat seama când e bine să faci ce? N-are treabă, nu. Trebuie să cauți cât mai mult ca să vezi cu adevărat. Vezi, dacă cauți, nu găsești. Nu găsești. Nu, eu încerc să... Poți să dai de iubirea ta și într-un restaurant să te uiți ochii cu ea și... Ok, și eu mă așa a fost. Chiar a fost într-un restaurant. Stai să cauți. Dar nu caut iubirea, tu mea, că n-am căutat. Eu căutam să... Cauți să comunici, să vorbești. Da, să vorbesc, să ne vedem, să ieșim, să ne petrecem, să o caterim cu altă. Nu căutam iubirea nimănui, că te îndrăgostești tu de mine și poate mă îndrăgostești eu de tine, e altă treabă. Simțeai nevoia de... Să ai pe cineva lângă tine, nu? Să... De afecțiune? Da, simțeam să fac ceva, să ies din monotonie. Gen, stăteam de vorbă, dar fetele nu rămâneau în mare parte lângă mine, înțelegi? Pentru că... Și pe aia tu căutai altceva, mereu. Oricum căutam în continuu, niciodată. Stăteam cu ea și le schimbam altele. Da, știu, dar nu e ok. Păi ce, că și le făceau la fel, da. Păi te vezi, ai avut numai femei în care... Păi m-am îndreptat și eu. Aveai numai femei pe genul tău, cum ai fost și tu, cum ai venit. Nu neapărat, că nu scrieam mereu. Dacă te dădeai de una să-ți pună piciorul în prag... Nu, frate, n-ai înțeles. Dacă știam că femeia oricum e tărâtă de tot orașul și a venit și la mine, făceam ce voiam din ea. Dacă vreau să stau pe telefon, să stiu cu ceva important, stau pe telefon, că nu ești nici cea mea, nici nu dai, înțelegi. Nu-mi place nici situația asta cu Hatice, din momentul de față, nu știu, mi se pare ciudat. Dacă tu nu vrei să ai nimic cu ea, de ce să ți se pare ciudat? Nu, așa, cu mesaje, cu ce dezvăluiri se fac, nu, vezi, frate, zici că de-a lungul vieții nu mai... Asta m-a tras, dar nu trebuie să mai atrag, trebuie să-mi văd treaba mea. Nu e vina ta că atragi. Ești plăcut de fete, așa da, e că ești... Da, afară, dacă o atrăgeam, marcam și plecam, frate. Normal, logic. Logic. Da, putea să se și îndrăgostească de tine. Păi și ce? Păi și după... Dacă n-ai vezi că rămas întoarce după tu te îndrăgostești și ea te las. Eu n-am făcut pe astea top să le dovedesc, să le arăt că stau ceva de tot ce au avut ei, eu stau ceva. Eu așa am fost. În ultimii ani, de-aia nu e bine și de-aia am stat așa de calm și nu mai iau foc. Păi dacă e bontâneam pe Hatice afară... Într-un material difuzat aseară, Alex a ridicat niște semne de întrebare. Ce-ar fi putut să obțină de la tine? Că nu cred că te-a întrebat ce case ai afară, ce e, și nici nu este femeia care ar sta cu cineva pentru bani. Că se vede că are. Da? Nu știu ce să zic. Poate o fi stat în trecut. Nu, se vede după ea. Păi dacă, pe bune, Alex, dacă a întrebat-o ultima vacanță cu iubitul tău în Dubai, cine a plătit el? Dar nu știu de ce am simțit-o de când am intrat, din primele zile și din felul ei de a fi.
că a avut legătură cu așa ceva. Singura pe ea am simțit-o. Imediat după cele văzute, Hatice se arăta din ce în ce mai asumată. Cred că merit și eu ceva bun, știi? Dar asta nu înseamnă că... dau dreptul din trecutul meu să mă judești tu. Da, am stat cu persoane de... Da, am stat cu pușcărieși, proxeneți, tot ce vrei. Dar nu mai vreau. Știi tu de ce? Știi tu când dormeam eu în pat? De când eram mică până mai crescut? Cu frica să nu vin cineva să facă ce făcea? Nu știi. Deci nu... Chiar dacă am fost acum pentru bani, frate, care e problema ta? Care ar fi? Ce am de luat de la tine? Nici nu mă interesează. Dar nici nu m-a interesat vreodată ce am avut de luat. M-am îndrăgostit, am stat acolo ca proastă. Și poate eu n-aveam ce să mănânc. Sau poate n-aveam bani de un suc să ies afară. Dar am stat acolo. Sau poate am mai ținut și la pușcărie. Știe cineva? Nu știe nimeni. I-a zis Alex, așa să aibă discuția asta acolo. I-a zis Alex, bă, frate, eu cred că și așa a fost. Eu tot ce am vrut, mi-am luat singur. Tot. Am vreo trei perechi, două perechi de Adidas, un parfum din care spuneam de ăla, care l-am, care venea pe la bar. Așa. Care mi-a dat. Fostul meu, în afară de un buchet de trandafiri. Eu plecam de la el, nemâncată, fără benzină, nemâncată, fără benzină, și plecam de la el. Știi cineva să-mi zic mie că am stat pentru bani? Ce bani? Ce realizare am avut eu? N-am avut nicio realizare de la nimeni. Capricile iubirii. Ai fost înțeleasă greșit? Cred că da. Poate asta exteriorizează. Da. Înainte însă de a comenta și cu Mihai afirmațiile pe care el le-a făcut, vă spun că indiciul, cel de-al doilea indiciu de astăzi este căsătorie. Îl vedeți pe ecran. Este mireasa. Acesta este indiciul și o să vă invit să îl trimiteți la 1272. Mihai. Ce poți să ne spui de lucrurile pe care tu... Niște lucruri cam dure. Foarte dur. Din punctul meu de vedere, foarte acum dur. Când le văd și le aud, nu-mi place. Ai vorbit așa cu mare la lejeritate. Nervi. La nervi, la supărare. Dar de ce erai nervos? Nu știu, mă durea și măseaua. Nu am avut niște zile atât de bune. Așa, dacă mă apucă pe mine durerea de măseaua, mă apuc să pătai în carne vie, nu cred că e asta o scuză. Nu, că n-am tăiat-o pe ea în carne vie. Ei. Nu, eu am spus că dacă era să mă e un fel de a spune, afară, Mihai. Poate era altceva. Nu știu. Adică ce ar fi fost afară? N-ai fi avut răbdare? Aș fi fost un pic mai, nu știu, să mă arunc un pic cu capul înainte. Asta i-am explicat și ei. Să ce? Să o cunosc mai bine și poate... Mihai, știi ce am înțeles eu din ce ai spus tu? Că dacă erai afară... Da. Cum să o spun eu? O spun nu, eu. Că știu ce am zis. Nu era pentru o relație, era pentru o noapte și atât. Sau pentru mai mult. Da, și asta am înțeles și eu, doar că, uite, a găsit Ingrid formularea da, mai... Da, atunci te-ai exprimat. Da, ok, a fost o exprimare un pic mai urât, dar nu corect. Să-l reproduc da, acum. Da, dar ce am înțeles eu de acolo e că ăsta erai tu cel de afară da. Și că aici e altceva. Da. Păi care este diferența? Sunt un pic mai calculat, încerc să nu mă mai arunc așa din prima. Ce te-a făcut să devii mai calculat? Eu singur, experiența. Eu ce nu pot să... Bine, scuză-mă, Raluca, diferența este că aici nici nu poți să marchezi, cum ai zis tu. De fapt, poți, dar adevărat. Nu cred că e indicat, adică nu știu ce să zic. Da, Raluca, scuză-mă. Eu ce nu pot să înțeleg, ok, pot să-l înțeleg faptul că pentru el e important trecutul unei femei și pentru mine este. Trecutul unui bărbat a contat în momentul în care am vrut să mă căsătoresc. Însă, Cătălina a spus că te place și ai spus că are un suflet bun și că nu e genul tău, că nu te atrage. Da. La Hatice să înțeleg că îți place aspectul ei, însă nu te împaci cu trecutul ei. De ce nu pui stop atunării? Sincer, îmi dă o stare de bine.
Eu cred, sincer, mi-ai lăsat senzația din ultimele materiale că ai început să te atașezi de ea. Și un pic. Cumva e o luptă cu tine. Vrei practic să... una zici și alta faci. Știi, cam așa e, cam așa se vede. Ai mai avut vreodată vreo relație sau ai început vreodată vreo relație cu cineva care te-a validat în mod constant? Nu. Poate ulterior am primit acea validare. Okay. Adică în timp ce erai cu ea, n-ai fost apreciat sau cum? Da. Adică știi cum e, ca și cum ai avea o oglindă acasă care te arată superb. Uh-huh. Superb. Tu fiind mai puțin dăruit de la natură. Păi și te duci tot timpul în oglinda aia, că îți place de tine așa. Normal. Eu asta văd așa începutul ăsta, dacă e un început la ceva, că tot timpul te duci și cauți validarea. Simți că te validează Hatice? Mă simt eu bine lângă ea, nu neapărat că mă validează. Ea se comportă super ok cu mine și apreciez și îmi place. Ideea e că încep să mă simt din ce în ce mai bine lângă ea. Și există vreo șansă ca voi doi să aveți ceva unul cu celălalt? Din perspectiva ta. Pentru că tu, până la momentul ăsta, ai zis într-una că nu, nu și nu. Eu cred că este mai mult de atât. Toate, majoritatea fetelor și-au spus că, au spus că sunt atrase de Mihai. Carmina, Cătălina, Denisa, multe alte fete, majoritatea din casă, însă doar cu către Hatice am văzut că ai un feeling și e clar că... Pe de altă parte, dacă nu simți că vei putea avea ceva cu ea, eu cred că cinstit ar fi față de ea, ok, față de tine o să-ți treacă starea asta de bine mai devreme sau mai târziu, da, față de ea cred că ar fi bine să nu o încurci. Nu încurc cu nimica, dacă simte că încurc, să-mi spună.